Directorul general al Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, are un nou consilier începând de ieri. Despre cine este vorba aflăm chiar acum de la colegul meu, Iulian Țimpea. Bun găsit, Iulian! Bun găsit tuturor! Ion Rușeț este noul consilier al directorului general al Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, dar și al directoratului companiei. Decizia a fost luată ieri. Rușeț a ocupat până acum puțin timp funcția de director al MedServMin, iar în trecut a fost senator al României, dar și lider marcant în sectorul minier și energetic. Fostul senator se va ocupa de comunicare și de dialogul social cu sindicatele din cadrul companiei, dar și de relația cu anumite ministere.